Morala acestui clip este că dacă te duci la sală și bagi steroizi, poți să împingi la piept 3000 de kilograme și încă 20. PNB ai cele mai multe jocuri la cele mai mici prețuri. Link în descriere. Apăsați-l sau sunteți... Astăzi vă voi lua cu mine la sală. Ia uitați-mă pe mine, înainte să fi făcut o zi de sală în viața mea, eram slăbănog, urât, cu coșuri, aveam păr, aveam telefonul băgat în pantaloni. Mă rog, eram cam grăsuț, nu chiar atât de slăbănog, dar trebuie să mergem la sală, să ne creștem masa, să combinăm gagici, să fim șmecheri și frumoși și îmbrăcați la 4ace, să rumânușițele, oleo, ce e cu dinții ăia. Vreau să se aboneze toată lumea la canalul meu de YouTube, ați auzit ce a zis? Vreau și eu să se aboneze lumea la mine. Mamă, cât am plătit, frate, vai, să mă scui pe vidrele. Wow, ok, ce este acea domniță? Ia uite că facem primul nostru exercițiu de abdomen. Da, prima dată când am mers la sală am făcut, nu mai știu ce, probabil biceps sau cariceps, nu mai aduc aminte, una din ele, oameni buni. Și practic acum, haideți să coborâm aici jos să vedem ce mai e aici în sală. Zona de benzi, ăla care pedalează acolo ca Usain Bolt. Aici, zona de forță. Aici îmi place, frate, iei ganturile și faci cu... E cu bara la piept, bara la piept, bro. Hai că e bara goală. Te chinuie atât de mult, trebuie să deschidem telefonul. Ce să facem? Ce facem pe telefon? Frate, n-are nimeni timp de... Deci ca să-l sunăm pe tati pentru banii, trebuie să avem încredere de sine. Ok, alo, tată? Mama arată foarte atată. Da, ok, bă, eu nu mi-aduc aminte acum să-l fi sunat pe tata să-mi dea bani pentru sală, dar știi cum se zice, fiecare are drumul lui în viață, iar eu am un drum, vai de steaua, lumea, de ce să vă mint? Uite, mă, aici facem cariceps, ești nebun, apăsați butonul de like dacă știți unde este caricepsul pe corpul uman, da? Deci doar oamenii foarte șmecheri fac exerciții de cariceps. Fiți atenți, care este planul meu? Deci, plănuiesc să fac niște exerciții, mamă, dar ăsta e prost rău de făcut, mă, eu nu mai fac așa ceva. Păi e greu că trebuie să miști aia, mă duc să împing cu bara la piept. Păi și cum ne crește masa musculară, dar uite, dacă fac cariceps și împing cu bara la piept, nu e aceeași chestie, dar tot îmi crește masa. Ia uite ce spamez aici, ia. Cel mai tare exercițiu ever. 4 repetări cu bara goală, dar ce ești, frate meu? Băț, ești ca trestia de zahăr în vânt, abar n-am, nu știu cum să vă explic. Ești vai de steaua ta, bro. Și una, și două, și trei, și patru. Ah, ce mă place. 6% masă musculară, oameni buni. Păi, ar trebui să îl sunăm pe tati să ne mai dea o grămadă de bani. Alo, tati, dăm toți banii de pe planeta Pământ pentru că au trecut 3 minute și am nevoie de bani. Exact, am nevoie de bani. Ce, mă, a zis că mai bine nu o cunoștea niciodată pe mama? Păi de... Mama, am 965 de dolari, băieții mei. Eu nu știam că este atât de ușor să faci o grămadă de bani. Auzi, pot să iau și o shake-uri proteice de aici. Mamă, ce shake e ăla? Arată vai de steaua lui. O să-l cumpărăm și haideți să facem multe exerciții. Ia uite, pam, 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 pam. Nice, 8%, 7%, nu, doar 8, 7, 8 repetări, 7%. Ce e asta, frate meu? Trebuie să facem mai mult. Hai da. Hai cu caricepsul ăla, 8%, 9%, 2% s-a mărit masa noastră musculară. Și ne crește și self-esteem-ul, fiți atenți, acum facem toți mușchii de pe planeta asta. Eu vreau să-mi ziceți în secțiunea de comentarii ce exerciții face gagica aia, dar are băsălău ăla, târtița aia colosală, Doamne Iisuse Hristoase. E cât o planetă, frate meu, o planetă care e gen mare. Iar ăla nu știu de ce sprijină el peretele acolo, ce faci mă acolo, pune-mă și fă ceva cu viața ta, ești nebun. Și ultima tură de exerciții, văd că mi s-a terminat și shake-ul proteic, avem 14% masă, băieții mei. Ia uite, self-esteem-ul este 100% încrederea de sine nu miroase a bine. Ue, nu, era lauda de sine nu miroase a bine, dar nu are importanță, tati. Ce, mă, sunt cel mai mare eșec al tatălui meu? Stai așa, social, aici pot să sun prieteni? Ia uite, pot să adaug prieteni în lista de prieteni, care nu sunt deocamdată prietenii mei, nu pot să pun statusuri. Dar oare ce fac eu cu acești prieteni? Eu asta nu înțeleg. Mamă, mi-a crescut popularitatea. Foarte bine, frate meleu, și știi cum
cum se zice, când îți crește popularitatea, te duci la o gagică și o inviți la date. Ce zici, mă, Marcela? Vrei să ieșim la date, dar te rog, pune dinții aia înapoi în gură. Aoleo, nu pot să cred. Ia că mi-a mai crescut și self-esteem-ul. Mi-a crescut și levelul de duș. Am deblocat păr nou. Putem să intrăm aici în spate? Ce e aici? Ce este aici în spate? Ce ai, bro, acolo? Aoleo, ai o seringă? Aoleo, steroizuri. Astea nu e bune în viața reală, oameni buni. Dar aici noi trebuie să facem caricepsul mare. Așa că o să-l sacrificăm pe terminatul ăsta. Dar cum să iei steroizi, bro? LOL. Cum, Dumnezeule mare, să te riști la așa ceva? Pentru ce? Pentru mușchi mai mare? Păi poți să ai mușchi mai mare și fiind foarte gamer ca mine. Pentru că sunt... Asta n-are legătură cu mușchii, dar da. Bă, la modul real, când m-am apucat eu de sală, eram slăbănoc tare, așa și un pic grăsut. Și acum uitați-vă la mine. Bă, sunt puternic rău de tot, ești nebun. Împing cu 60 la piept și prima dată când am făcut, nu puteam să fac nici 12 repetări cu paragoală. Acum am like 12 repetări cu 60 de kg. Paragoala e like 20 de kg, ca idee. Abonament la sală, să vă scui pe hamsterii de nu mergeți la sală, să fiți puternici rău de tot. Ia uite ce trag eu aici cu astea. O să am iar o grămadă de bani, că o să-l sun pe tati. Mă, dar eu vreau să mă duc să-mi schimb și părul. Cum mă duc să-mi schimb părul? Fashion... tricouri, nimă, tricou cu Red Bull. Da, mă rog, scrie Red Bull. Oh, ce înseamnă asta Red... Da, nu mai contează. Hai să ne luăm și panta... Ce, Dumnezeu, sunt mizeriile astea ordinare. Sigur, o să cu vai de capul meu. Nu pot să cred că cineva se îmbracă așa vreodată în viața asta. Hai să mai cumpărăm chestii. Ce mai avem de cumpărat? Astea sunt toate blocate. Pantalonii ăștia. Mă, dar niciun pantalon de aici nu este pantalon de sală. Ce, Dumnezeu, fac? Eu, efectiv, merg la sală în tricouri de-astea, în pantalon de blugi. Ce este acest individ? Tatuaje? Ce, mă? Trebuie să am 51% masă musculară pentru a face tatuaje? Nu pot să cred. Oh my god, 41% masă musculară. Bă, gagicuța asta de aici cu băsălăul cât planeta. Cred că o să mă placă. Vrei să flirtăm? M-a ignorat complet din nou. Nu cred că o să vorbească cu noi, bro. Stop. Oprește-te. Mamă, dar asta are niște așteptări. Jesus. Oh my god, Dante. Da, vreau o nouă freză. O vreau pe... Sincer, asta. Arată de parcă e vai de steaua ei. Doamne, tântica. Putem să ne schimbăm și barba? Ar trebui să ne punem o barbă foarte asemănătoare cu ce am eu în realitate. N-avem asemenea barbă. Ok, pot să mă ajut totuși să scap de coșuri, că arăt de parcă sunt suprafața planetei Marte, ești nebun? Ceea ce probabil, nu știu, nu cred că e bine. Skincare, bye. Hopa, ia uite mă ce frumos îl devin. Ia, mai dăm să mai cumpăr. Ce e aici? Ce, mă? Locul ăla e plin de gagici. Trebuie să fiu perfect până intru acolo. Haide să mă bronzez, o idee. Și hai să mă mai bronzez încă o idee. Bă, m-am îngălbenit rău de tot. Bă, frate, mi-o fac cancer de piele. Bro, sunt prea galben. Ok, am făcut tanning-ul level max. Ok, am înțeles. With like your hair. Da, bun. Ajută-mă cu coșurile. Nice. Da, ok. Chain shaving. Nu mai e absolut nimic interesant pe aici. O să o luăm pe asta. De ce nu? Bă, dar n-arătăm rău, frate. Foarte galben, foarte lipsit de coșuri și cred că mai putem să schimbăm și... în sfârșit a zis altceva. Da, vreau părul ăsta. Vai de capul meu, arăt ca ultimul Elvis Presley. What? A pus 240 de kg, refuz să cred. Cu ce mușchi, frate meu? Bă, ce minte, jocul ăsta, nu există așa ceva, da? Eu de ce trag aici fără proteinele mele puternice? Eu asta nu înțeleg, 43%. Bine, hai să plecăm de aici, că e bătaie de joc, tragem fără. Auzi, mai ieșim și noi la un date sau... Da, bro, e a doua oară când o inviți. Self-esteem-ul e maxim. Am uitat complet că trebuie să-l sun pe tati să mai dea niște bani. Încerc. Slujba mea e de YouTuber. Trebuie să fiu la sală non-stop. Asta e slujba mea. Dă-mi cea mai tare pastilă pe care o ai, ești nebun. Vreau să trag de fiarele alea să fie efectiv mega plin de mușchi corpul meu.
Una, două, trei, patru. Mamă, frate, așa fac și eu la sală. Una, două, trei, patru. Apoi devine un pic mai greu, îți dai seama. Dar până la 12 repetări cu bara la piept mi-e vomit, mi-e rău, rău de tort. Gagicuța asta nu... Dar hai să încercăm pe care? Pe care putem ce... să putem încercăm? Putem să... La 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 la. Cât vrei, mă? 750. Ne crește soagul mult măcar? A crescut, vai de steaua lui, nu ne-a crescut aproape deloc. Ne-a luat o grămadă de bani. 75%? Asta îmi place să văd. Hai, domniță, dacă nici acum... Oh, s-a întors la mine. Da, întreb pentru că sunt foarte nou, da. Others don't deserve my hotness. Ah, okay. So, am I your type? Well, duh. Why do you think I'm talking to you? Bine! All right, girl, let's get it on. Let's get it on? Aolo, ce... I-a făcut un masaj la spate. Mamă, ce mișcări are, frate. Ce Dumnezeu e mișcarea asta? Ăsta e un dance din Fortnite? Te rog, spune-mi că pot să... Vai de capul meu, ce sunt mizeriile astea. O să-mi pun barba asta cu săgeți. Care indică locul în care am îngropat pe cineva acum 10 ani și poliția nu a mai găsit cadavru. Haide, prietenii pe Facebook. Cât am făcut? Am făcut popularitate mare, mare, cât de mare? O, mare rău de tot popularitatea. Este... Nu pot să cred. Sunt popular 100%, oameni buni sunt. Șmecher rău. Dăm cu acebro niște proteine. Da, și niște creatină. Da, lol. E doar creatină, bro, promit. Ha. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Că sunt 8 repetări. Vreau să facem 100% mușchi. Îmi place că la sala asta nu este niciun exercițiu de picioare și am cele mai slăbănoage picioare. Deci efectiv sunt niște stixuri, frate. Mi-ați auzit de stixurile croc. Croco? Am uitat cum se numește. Sunt subțiri și lungi, la fel ca picioarele ăstuia, ești nebun? Haide! Și 8. Cât avem? 89% masă musculară. Suntem șmecheri. Rău de tot. Bă, dar unde sunt alte femei, bă, de le mai putem combina, mă? Ce se întâmplă aici? Îl sunt pe tata pentru bani. Ce să fac cu banii ăștia? Să-i mănânc? Să-mi pun în cap? Mi-a zis să-l las în pace. Bă, nu te las în pace până când nu mă urăști și vrei să mă desmoștenești. Mai putem să tragem de fiar aici, dar nu prea îmi convine, frate meu. Eu vreau să văd femei. Și eu aici nu pot să intru și pe tipa asta nu pot să o scot la date. Your hair and stuff. Ok, vreau să-mi schimb barba. Ce zici? Să-mi schimb barba cu asta? Dacă apăs pe tanning și apoi cancel și apoi... Oh my god. Stai așa că ăla nu ne-a dat deloc. Ăsta ne dă swag. Ca să nu mai... Oh my god, speedrunner-ul. Am găsit bug-ul să nu mai vorbești cu tipa asta. O să luăm asta. 84-85% swag-ul de pe noi. Nu pot să cred. Tricou fără tricou. Ai doar lanțul pe tine. 89% swag, băieții mei, ne mai trebuie o singură chestie și cred că o să fie o pereche de pantaloni roz. Vreau să fiu la Boost Gold și cu pantalonii roz. Ia uitați-vă, am 100%. Dar nu putem să intrăm încă acolo, în sauna cu gagici. Și ne mai trebuie 100% masă musculară pentru chestia aia. Iar noi în momentul ăsta nu știu cât avem, dar mergem direct la camera secretă cu proteine. Dăm cu acest să cumpăr cea mai tare proteină ever, făcută din lapte de capră montană. Și acum mai dăm 1, 2, 3, 4. O să facem 100% imediat, stai, așa că nu mai facem atât de ușor. De ce devine mai greu? Am făcut doar 1% cu tot cu proteinele astea ilegale făcute din steroizi. Sunt steroizi, ăla e adevărul. Mai știu eu youtuber de ăștia care se duc la sală și bagă steroizi și apoi zic, da bro, jur, sunt tot naturale, doar un an mi-a luat să ajung așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 98% masă, băieții mei, ne mai trebuie un singur exercițiu. Unul singur și o să fim 100% mega mușchiuloși. Cred că o să fim exact ca Dorian Popa, 99. Ok, mai schemuită, mai trebuie încă unul. Mă rog, Dorian Popa nu știu dacă stă la Boost Gold de obicei, dar actually cred că l-am văzut de mai multe ori la Boost Gold. Deci, sincer, dacă aș arăta ca el și eu aș sta la Boost Gold. 100%! Sunt mega puternic și acum stai să-l sun pe tati să-i arăt pentru ce am folosit toți banii ăștia. Nu știu exact dacă o să fie mândru. Poți să-mi dai niște bani, bro? Nu am job. Jobul meu este de YouTuber. 620 și cu
$1,030, băieți, vai, mamă, cât are ăsta, mă, acolo, 3 tone și 20 de kilograme. Gagicuțel, oh my god, ce sunt aceste domnișoare aici? Ok, o să o luăm pe asta prima dată să o întrebăm. Ce fel de domnițe, mă? No, you're so funny, Vince. Da, okay. You got so much muscle. De ce vorbesc toată odată? Yeah, my place for you, okay. Ce, bă? Le-am combinat pe toată odată. Oh, let's go. Păi și stai, acum sunt mega șmecher, dar ăla de staff e blocat. Bro, am totul 100%. Am făcut tot ce s-a putut. Am toate femeile de pe pământul ăsta și de ce nu pot să intru acolo la staff? Sunt mort de curiozitate. Morala acestui clip este că dacă te duci la sală și bagi steroizi, poți să împingi la piept 3000 de kilograme și încă 20. Nu uitați să apăsați butonașul de like dacă v-a plăcut clipul ăsta și noi o să ne vedem pe data viitoare. Ha, 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 nu știu ce să fac cu mâinile, mi-o răzi viața.